Oh, hello! Ia uite cine a revenit în viața noastră pe internet. E iarăși exagerat de morning show, dar nu e morning acum, că nu m-am mai trezit de vreme. Și după ce foarte multă lume m-a întrebat de ce nu mai fac videourile mele dimineața, am două răspunsuri. Unul, că n-am mai mers la zbor așa de dimineață în ultima perioadă și sunt foarte fericit. Deci aveam ce să ascult la radio, n-a trebuit să mă ascult pe mine. Doi, un subiect mai serios un pic, e faptul că au fost alegeri și m-a enervat foarte tare acest subiect. Mai ales că oamenii în preajma alegerilor sunt foarte, încep să fie nebuni, pur și simplu. Și tot ce spuneai, sigur se întrezea unii să te înjure. Și am zis că să treacă alegerile, să ne liniștim, să fim fericiți că viața noastră e fix la fel, dacă nu mai proastă. Așa, și să ne vedem liniștiți de viețile noastre. Bun! Tot în acest episod veți afla răspunsul la întrebarea secretă de ce mi-am lăsat barbă. Sunt bărbos acum. Bun, în ultima perioadă au fost câteva subiecte care pe mine m-au atras așa, mi s-au părut interesante. Unul dintre ele este ăla cu evaluarea PISA. Sigur că știți că s-a tot discutat deja despre PISA asta. Am aflat că 40% din elevii, din tinerii, din copiii din România sunt analfabeți funcțional și subliniez elul final. Păi acum nici nu trebuie să mirăm. Mai în glumă, mai în serios vorbind, sistemul nostru de învățământ nu are cum să schimbe doar că alocăm bani de la stat. Adică statul e gata, mă, dăm 6% și profesorii fac aceleași lucruri. Profesorii fac exact ca pe vremea mea, când noi nu acceptam să învățăm comentarii pe de rost, dacă vine să credeți. Deci eram o clasă de nebuni pentru că nu învățam un comentariu pe de rost. Și în afară de câteva excepții, adevărat excepții, profesorii fac aceeași chestie pe care făceau și acum 20 de ani. Și anume, hai să dăm copilul să învețe pe de rost, să-i umplem de teme și asta e. Acum, dacă mă întrebați pe mine, o chestie care a dus la acest rezultat și la mai puțină performanță a fost iarăși o măsură care în aparență este bună, dar s-a dovedit a fi prostească. Și anume, un guvern, nu mai țin minte care, cred că Boc, a luat decizia ca finanțarea școlilor să fie făcută funcție de numărul de elevi. Și atunci s-a ajuns la situația, pe care o știu realmente de la profesori, că profesorii nu mai răsau corigenți și repetenți, că nu mai primeau bani de la guvern. Și atunci, what the fuck, lasă mamă, treci! Și așa s-a ajuns la situația în care avem astăzi o generație de oameni mari, adulți, care scriu miau ca pisica sau care sunt analfabeți funcțional. Acum, amuzamentul suprem în această chestie este că după ce a apărut știrea, băi, mulți proști, dar proști, foarte proști, s-au trezit ei să scrie, inclusiv organizația de tineret a unui partid, USR, să-i spunem la întâmplare, care au făcut așa o poză de aia de Facebook în care au scris că, nu știu ce, e vina nu știu cui că sunt analfabeți funcționali. Bă, băieți, corect este analfabeți funcțional, chiar dacă sunt mai mulți. Pentru că, ce să vezi, este un adjectiv special acest funcțional. De data asta nu se va acorda în număr cu substantivul care îl precedă. De exemplu, uite, nou născuți, da? Iarăși, nici nu spunem noi născuți, ci nou născuți. Asta pentru cine mai are cap și minte să citească. Pe de altă parte, eu sunt convins că noi ne prostim ca lume. Ne prostim, pur și simplu suntem din ce în ce mai proști și vedeți asta în jurul vostru. Ultima oară am văzut-o la un polițist. Acum nu vă supărați pe mine, știți că iubesc polițiștii. Abia aștept să mă oprească unul în trafic, că mă uit la telefon. Dar sigur, din nou, e o simulare ce vedeți aici. Deci eu nu stau acum pe stradă, sunt într-o mașină care intră în studio. Ok. Și mă oprești, de fapt nu, l-am oprit eu pe unul, deci atât de nebun am fost că am oprit un polițist, ca să vă dați seama. Eram la București, în București, la universitate. Dacă sunteți șoferi în București, știți că atunci când vii de la Unirii, treci prin universitate și te duci la Romană, toată lumea vrea să facă stânga acolo, dar majoritatea benzilor sunt de mers înainte. E, băi nene, era unul cu un BMW care oprise toată circulația pentru că el și-a dat seama că de pe banda întâi vrea să facă stânga. Totul se oprise, era coadă până la Unirii. Mă, 10 metri în fața lui era mașina de poliție. N-a avut nicio treabă. Mașina de poliție a plecat. La următorul semafor, că era fix în fața mea mașina de poliție, m-am dat jos, i-am bătut polițistului în geam și zic: "Bă, nene." Zic: "Dă-o încolo de aici, vă mai mirați că vă înjură lumea." Ăla, fix lângă tine, oprește o intersecție întreagă, tu te faci că nu vezi, îți pui palma în fund și pleci.
În timp ce eu eram lângă mașina poliției, un alt șofer spunea: bravo, zi mă, Mihăiță, că ai dreptate, foarte bine. Așa, în fine, ăia s-au au recalculat ei discuția noastră, au reconsiderat discuția noastră. M-au oprit în trafic, ei, pe mine. De ce m-au oprit? Să-mi explice că ei fuseseră chemați la o misiune, că vezi, Doamne, că nu știu ce, că ei nu puteau, că unele ori sunt mai importante, dar noi cetățenii n-avem cum să știm. Și eu ar trebui totuși să nu-i cer pe ei. Și am zis: băi, nu te cert, ar, dar vă rog. Și asta, și zic, ce mă roagă, că nu i-am spus nimic. Eu v-am vorbit la persoana a doua. Vă rog să-mi vorbiți și nu asta la persoana a doua. Bă, deci polițistul din stradă e prost. Deci nu ăla, hai, nu toți. Bă, deci și cu vorba aia că prostul nu e prost destul până nu ești fudul. Am vrut să explic. Băi, nene, persoana a doua sunt următoarele: tu și voi. Ăstea sunt persoana a doua în limba română. Persoanele întâi sunt eu, noi. Persoanele a treia, ei, ele, el, ea, ei, ele. Ata. Bun, deci astea sunt toate persoanele în limba română. Pronumele de politețe dumneavoastră nu se referă la treaba asta. Deci tu spui o prostie. Da, uite, vă rog să vorbiți cu mine la persoana a doua. Da, bă, Gogule, ce mai faci tu? Asta e persoana a doua. Bă, dar polițistul nu mai poate el să ridice mâna în stradă până nu îți facem eu o lecție de limba română, el ne știe limba română, fiind, așa cum ne-a spus și PISA, analfabet funcțional, ca să aflăm și ce spune asta. La fiecare filmuleț de ăsta v-am promis o piesă mișto. Stați așa să vă arăt. Asta este. Vă recomand să o ascultați. Se numește Purple Hat și o cântă Sophie Tucker. Băiți, este o piesă impecabilă. Sper să nu mă tai YouTube-ul de pe asta. Ia uzi. Da, da. Acum, imediat se foaie. Fiți atenți, mă. Pauză. Cred că ajunge, că mi-o taie YouTube-ul dacă mai las prea mult. Așa, o las pe fundal, cum? Da, mă. Și ca să concluzionez treaba asta, de ce mi-am lăsat barbă? Bă, mi-am lăsat barbă să nu mai pupe lume. Deci eu urăsc treaba asta cu pupatul. Nu înțeleg de ce să ne pupăm toți cu toți. Adică, bine, jumătatea mea mai bună zice că-s mai sexy, adevărat. Toată lumea spune că-s mai sexy cu barbă. Bă, dar voi ați văzut o chestie? Toată lumea se pupă cu toată lumea. Bă, dar și la televizor. Adică, bă, se duc ca ei invitați la o emisiune. De asta, ceva entertainment, să-i spunem. Cocălărie de-asta de seară. Bă, intră aia în platou, 15 invitați, sunt 15 prezentatori și se iau la pupat toți unii cu alții. Bă, femei cu femei, femei cu bărbați, bărbați cu... Acum să nu înțelegeți că e ceva anti-gay sau ceva. Nu, frate, gay, e mișto să fii gay, deci e gay-ul pe pământ, să fim politically corect. Bun, dar, bă, nu mi se pare ok, frate, să se pupe bărbat cu bărbat. Bă, deci nu avem nicio treabă, nu suntem gay-uți niciunul dintre noi, bă, ne luăm la pupat. Bă, și atâta ne pupăm, mamă, de ce dracu-i pupatul ăsta? Și eu sper să nu mai pupe numai pe stradă, că nu sunt nici așa hater, adică... Bă, și te mai întâlnești cu câte unul? Băi, de când nu te-am văzut? Hai să te pup! Bă, dar hai să nu mă pupi! În fine, deci ăsta este motivul pentru care sunt trei motive pentru care mi-am lăsat barbă. Gagica mi-a zice că-s mai frumos. Sper să nu mai pupe bărbații niciodată. Așa. Bă, și pe mine să mă bărbieresc. Și atât de mișto să nu fie nevoie să te bărbierești în fiecare zi ceva, vis. Așa. Și dacă tot ne pupăm, adică, bă, mă pupă maica mea, că mă pupă sora mea, că mă pupă nepotul meu pe care îl iubesc. Da, mă, e normal să ne pupăm, că ne iubim. Bă, dacă, vorba aia, dacă mă pup și nu mă iei de cur, mai bine mă pupi. Cam asta ar fi cu pupatul. Asta a fost very early, cum am spus, mă, exagerat de morning show. Eu vă pup, papa, doar din vorbe, nu ne pupăm pe obraz, stăm și noi liniștiți. Și ne mai vedem zilele astea când vine inspirația, pentru că mai am niște subiecte. Da, uite, au trecut deja aproape 10 minute. Și acum, fiți atenți, fac ceva exagerat de corect. Mai stați puțin să fac ceva corect, că și așa i-am bagiocorit pe polițiștii ăștia, măcar să le fac și lor pe placă. Deci, acum m-am asigurat, nu vine nimeni din stânga, dreapta, față. Am oprit mașina și opresc filmarea.